Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, stimați și iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Imaginația, binecuvântare sau blestem? Un semn de întrebare foarte important. Fiindcă în emisiunea precedentă am vorbit despre viața nouă doar într-o Iisus Hristos, astăzi vom lămuri problema aceasta, cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta vom lămuri problema acestei forțe mentale, imaginația. Stimați iubiți ascultători, dacă în emisiunea precedentă am argumentat faptul că viața adevărată doar într-o Iisus Hristos poate să fie, nu doar că este, ci doar pur și simplu poate să fie. Numai în Iisus Hristos, întru El. Restul sunt variante pierzătoare. Nu câștigă nimeni nimic. Plus cu minus fac zero și rămâne nimic. În acest episod, în această emisiune, vom vedea cum gândim în așa fel încât ori să nu cunoaștem voia lui Dumnezeu și să fim rătăciți în lumea aceasta, trecătoare, ori să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să ne îndreptăm spre lumina cea nepieritoare, cea neînserată. Și spre împărăția lui Dumnezeu, mergând pe calea mântuirii. Pentru dumneavoastră am ales din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Petru, prima. Nu din cea de-a doua, ci din prima. Un text care se referă la aceste subiecte pe care vi le-am prezentat puțin mai înainte. Bineînțeles că ele sunt, la prima vedere, destul de ascunse. Nu absconse, ci ascunse. Trebuie stâlcuite, interpretate în așa fel încât să ajungem la rădăcina aceasta, adevărului. Adică să ne întoarcem iarăși la izvor, adică la cuvântul lui Dumnezeu, și să-l tâlcuim în mod corect, fără să scoatem din context câte ceva. Așa că, stimați și iubiți ascultători, înainte de a acționa oricare dintre noi își face un plan, se gândește, se mai foiește, se precipită câteodată, se grăbește sau, din contră, mai stă și, ca un înțelept, meditează să vadă dacă este în stare să facă un lucru sau nu, dacă merită să-l facă sau nu, dacă are vreun rost, dacă îi folosește la ceva. Bineînțeles că motivația pentru a face toate aceste lucruri vine de undeva. Că i-a spus cineva un lucru și poftește și el să-l aibă, să aibă la fel ca și celălalt, că a văzut în altă parte tot așa, că primește mesajul printr-o reclamă din mass media, că este și aceasta o situație destul de des întâlnită, că se uită pe o rețea, pe un canal de socializare și primește iarăși un mesaj, de undeva îi vine în minte, la nivel conștient, îi vine această idee, gândul acesta, de a face ceva pentru a obține ceva. Și atunci omul respectiv începe să gândească cum să acționeze. Bineînțeles că în mintea lui mai multe variante se nasc instantaneu. De rezolvare a situației, bineînțeles. Și iată că mintea își folosește forța ei mentală numită imaginație. Și
se gândește omul respectiv cum i-ar sta într-o anumită haină, într-o anumită postură, în condițiile în care ar dobândi un bun și așa mai departe. Cum ar fi el? Cum s-ar vedea pe el însuși în viitor, într-o anumită variantă? Imaginația. Își imaginează. Ceea ce este mai greu de perceput este că, în mod instantaneu, mintea, să nu spunem creierul neapărat, știm că este organul cuantic, furnizează sau improvizează mai multe variante în același timp. Una singură este mai atrăgătoare, mai iese la iveală, la nivelul de conștient. Deci, la nivelul conștientului. Dar mintea, prin imaginație sau imaginația, creează mai multe variante. Și în momentul în care, ulterior, se întâlnește peste ani de zile cu o situație similară cu una dintre variantele care au devenit inconștiente. Adică nu e varianta pe care a ales-o până la urmă omul ca să o pună în practică. Și are senzația că, stai puțin, că m-am mai întâlnit cu situația aceasta, dar nu am trăit-o în viața asta. Se numește fenomenul de déjà vu, adică deja trăit, deja văzut, înseamnă că am avut o viață anterioară și în viața aia am trăit așa ceva. Iată unul dintre fenomenele paranormale, cum se numesc ele, și aceasta este din cauza imaginației, fiindcă în ea, sau datorită ei, mai multe variante de împlinire a unei dorințe, a unei necesități, a unui vis pe care îl are omul respectiv, nu sunt decât reziduale. Și memoria aceasta pasivă a omului le reține cumva. Când se întâlnește însă la nivel conștient cu situații similare cu ceea ce nu s-a întâmplat de fapt, atunci are impresia că deja a mai trăit cumva acest lucru fără să fie din viața aceasta pe care o trăiește el. Acesta este un aspect. Și sunt mulți dintre noi care mărturisim că am mai trăit aceste senzații de déjà vu. Măi, când am trăit lucrul ăsta, că parcă l-am trăit, dar nu știu să-l fi trăit în... Nu l-am trăit, dar totuși parcă mi-aș aduce aminte de el. Să nu ne rătăcim în anumite învățături ezoterice despre vieți anterioare, despre reîncarnare și despre celelalte lucruri. Deși acesta este unul dintre argumentele celor care susțin reîncarnarea cu viețile anterioare. De asemenea, atunci când noi, nu că planificăm lucru, dorim să acționăm într-un anumit fel, pur și simplu, iarăși instantaneu, vedem în viitor cum se desfășoară acest lucru dacă ar fi într-un anumit fel cum gândim noi lucrurile. Deci ne poziționăm în viitor fără să trăim prezentul, bineînțeles, visăm la acel lucru, ne poziționăm în viitor și totul se desfășoară într-o proiecție mentală prin imaginație. De ce insistăm asupra acestui lucru? Din cauza că mintea omului lucrează în continuu. De multe ori, savanții cercetând capacitatea creierului, cercetând modul în care este activat creierul și este folosit creierul de către om, au constatat că realitatea înconjurătoare ne solicită maximum în proporție de 10% capacitatea creierului. Și se pune întrebarea de ce totuși sunt atâția neuroni care rămân nefolosiți. Ei bine, întrebarea își găsește singur răspuns. Sunt folosiți. Dar sunt folosiți în mod inconștient. Și în felul acesta se explică de ce paradoxul acesta că orice organ este
Dacă este folosit, se dezvoltă. Dacă nu este folosit, nu se dezvoltă. Deci se dezvoltă la măsura folosinței sale sau folosirii lui. Și atunci creierul de ce s-a dezvoltat prea mult fără să fie nevoie să fie folosit atât de mult, atât de tare, intens? Ei, iată că este folosit, dar nu ne dăm noi seama cum, nu este la nivel conștient, e la nivel inconștient. Așa că imaginația, stimați și iubiți ascultători, înainte de a deveni conștientă, ea este acționează la nivel inconștient. Și atunci, de-abia atunci intervine fenomenul duhovnicesc. Fiindcă imaginația, de fapt, este capacitatea de a vedea a sufletului cu duhul său, cu ochiul său. E o capacitate de a vedea. Deci, imaginația ține de duh și este legată de conștiință. În condițiile acestea, fenomenul duhovnicesc este premergător fenomenului conștient. Și iată cum capătă substanță și întărire, dacă vreți, toată doctrina religioasă creștin-ortodoxă. Deci, mai înainte de a gândi, adică de a conștientiza un gând, întâi și întâi contemplăm, vedem prin imaginație cu duhul, cu ochiul sufletului, ceea ce este sursa de inspirație a noastră. Și dacă îl contemplăm pe Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt influențează Duhul omului și imaginația lucrează la nivel conștient, transmite gândul cel bun. Și faptele omului aceluia devin ale credinței lucrătoare în iubire. Sunt faptele harului lui Dumnezeu care îi afectează omului inima, îi umple inima harului Dumnezeu și mintea lui lucrează cele bune, cele dorite de către Dumnezeu, cele dorite de Dumnezeu și făcute de către Dumnezeu pentru mântuirea omului. Deci Dumnezeu lucrează la mântuirea omului prin Duhul Sfânt, prin harul Duhului Sfânt. Și atunci, dintr-o dată, imaginația este o binecuvântare, e o necesitate. Când ne rugăm, ne rugăm în fața unei icoane. Icoană care în credința creștin-ortodoxă este pictată. Nu este în relief. E în două dimensiuni, nu în trei. Cum este, de exemplu, la romano-catolici. Și în alte religii. Se numește, noi știm treaba aceasta, idolatrie, cumva. Deci, noi ne rugăm icoanei care deschide câmp liber atenției, imaginației, ca să contemple în Duhul Sfânt pe Dumnezeu. Și iată cum imaginația este folosită în sens pozitiv. Prin harul Duhului Sfânt, Duhul omului, adică ochiul sufletului său, vede pe Dumnezeu. Și vorbește Dumnezeu omului, îi vorbește tot timpul. Vorbește cu omul și îl instruiește, îl învață cum să se mântuiască. Îl învață numai de bine, fiindcă este binele absolut.
contemplând binele absolut, omul nu face altceva decât să se angajeze în mod conștient, adică ajunge la nivel conștient, pe calea mântuirii. Ce se întâmplă? Invers. În cazul în care greșești ținta contemplării, stimate și iubite ascultător. Adică nu mai este Dumnezeu. E impostorul care vrea să îi se substituie și să te facă să crezi că este Dumnezeu. Adică cel numit Satana. Ducă-se pe pustii și în locuri fără de apă. Și atunci se întâmplă fenomenul invers. Și încep toate acele elucubrații care rătăcesc pe oricine, care îl împiedică să se mântuiască și își pierde timpul scurt al vieții acesteia, pierzându-și de fapt șansa a doua pe care o are pentru a se întoarce în împărăția lui Dumnezeu de unde a fost izgonit prin protopărinții săi, și începe omul să-și imagineze tot felul de lucruri pe care le dorește, de situații în care vrea să fie pus, să ajungă la diverse trepte și să nasc datorită acestor deviații, prin imaginație, bineînțeles, să nasc acele gânduri care îl atrag pe om spre dobândirea slavei de șarte. Se naște ierarhia socială, toată bazată pe dobândirea slavei deșarte. Adică nu e slava dumnezeiască a veșniciei împărăției lui Dumnezeu, ci e slava omenească, aceasta, cum se numește ea, deșartă, trecătoare. Un moment și-ai devenit campion. Un moment și-ai devenit șef, director, președinte, orice. Și în urma altor momente, ai pierdut funcția, ai pierdut titlul, ai pierdut putere, nu mai ești. De aceea tot spun că e mai ușor să ajungi campion decât să te menții pe locul 1. Și aceasta din cauza că slava omenească, slava pe care oamenii o doresc în majoritatea cazurilor, e trecătoare. Puțin timp și ai fost tânăr și frumos și te admirai când treceai prin fața vitrinelor. Siluetă zveltă și chip frumos în oglinzi, îți plăcea să te uiți. După puțin timp, zveltețea ta a cam dispărut. Ai ajuns să arăți ca un bidon. După alt puțin timp, ca un butoi. Te deformezi. Și chipul tău a și șderea. Tot așa cum spune și Solomon referindu-se la floarea de pe câmp, la iarba de pe câmp. Apoi Iisus Hristos a reiterat acest lucru care înflorește și seara moare, se usucă. Se aruncă în foc, că nu mai e bună de nimic. Aceasta este slava deșartă care învârtește roata lumii. Și toată această slavă deșartă este la rădăcina, dacă vreți, a fenomenului numit politică externă. Neamurile, popoarele, țările nu fac altceva decât să caute să fie slăvite de către ceilalți. Și calcă în picioare destinele oamenilor, viețile lor, numindu-le pierderi colaterale. Că a murit 1 milion de oameni nu importă. Sau altceva. Fac cercetări. Tot felul de microorganisme inventate
special ca să creeze impresia de putere față de alte puteri. Că sunt mai puternici ceilalți decât ceilalți. Decât alții. Și așa mai departe. Slava aceasta deșartă este cea care pune în mișcare toate aceste mecanisme. Și își imaginează că ajunge la imaginație toate scenariile posibile prin care să dobândească slava deșartă și aleargă după ea. Iată că aici imaginația devine blestem. Fiindcă din cauza aceasta, oamenii rătăcesc și își pierd scopul. Deci uită de scopul adevărat al vieții lor, mântuirea. Și își pierd viața, adică și o consumă în mod inutil. Deși în orice clipă și-ar putea o recâștiga. Iată ce spune Sfântul Apostol Petru în capitolul 4 al epistolei. Întâi, sobornicești care aparține. Așadar, de vreme ce Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același gând. Cel ce a suferit în trup a isprăvit cu păcatul, pentru ca timpul pe care îl mai are de trăit în trup să nu-l mai trăiască întru poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Destul este că în vremile trecute ați făcut voia păgânilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și într-o nelegiuite slujiri idolești. De aceea ei se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a relelor purtări și vă de faimă. Ei vor da seama în fața celui ce este gata să judece viii și morții. Că spre aceasta li s-a binevestit chiar și morților, pentru ca ei să fie judecați ca oameni după trup, dar după Dumnezeu să vieze cu Duhul. Sfârșitul la toate s-a apropiat. Fiți așadar cumpăniți la minte și privegheați în rugăciuni. Înainte de toate, avându-vă între voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acoperă mulțime de păcate. Fiți primitori de oaspeți, unii către alții, fără să murmurați. Fiecare după darul pe care l-ați primit, slujiți-vă unii altora ca niște buni economi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă cineva vorbește, cuvintele să-i fie ca ale lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, slujba să-i fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca întru toate să fie Dumnezeu slăvit prin Iisus Hristos, căruia este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Este jumătate din textul pe care l-am pregătit, dar să deslușim câte ceva. Ați ascultat această frază. Fiți așadar cumpăniți la minte și privegheați în rugăciuni. Înainte de toate, avându-vă între voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acopere mulțime de păcate. Știm că trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, spune evanghelistul. Și în condițiile acestea, iată că atunci când ne rugăm și avem icoana în față, atunci imaginația noastră lucrează și contemplăm, practic, cu Duhul pe acela în fața cărui icoană suntem. Dar, în cazul în care nu suntem în fața icoanei
Și ne rugăm în orice am face, în orice împrejurare. Nu suntem în biserică, nu suntem în cămara noastră, ci suntem în lume. Și ne rugăm în continuare. Stimați, iubiți ascultători, imaginația și memoria lucrează și ele. Și icoana pe care noi o știm e prezentă, o contemplăm prin imaginație. Deși suntem prezenți în lumea aceasta, avem și marcarea împărăției lui Dumnezeu prin imaginație în conștiința noastră. Și ne putem ruga. Și într-adevăr, rugăciunea este bine primită. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea nici ceasul când vor fi toate acestea. Aceasta ca să nu-i surprindă acea judecată a lui Dumnezeu, nepregătiți pe cei care sunt bine plăcuți lui. Și această rugăciune pe care o înălțăm oriunde am fi, fie că mergem la servici, fie că suntem pe stradă, fie că facem anumite lucruri care sunt stereotipe dinamice, adică sunt lucruri pe care nu trebuie să le urmărim cu foarte multă atenție, fiindcă deja le cunoaștem, cum este scrisul, cum este mersul pe bicicletă, cum este... Sunt atâtea stereotipe dinamice. Ne putem ruga. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, vine păcătosul sau păcătoasa. Și ne putem ruga încet, cu răbdare, câștigând ce? Pacea lui Hristos. Liniștea. Ei, acum, dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre depresie într-un episod, într-o emisiune anterioară, despre neliniște, anxietatea în altă traducere, mai modernă, despre aceste lucruri care încep să se răspândească și să devină flagelul secolului al 21-lea. Secolul 21 se caracterizează prin aceste frici și groaze care intră în omenire. Omenirea care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Care nu mai contemplă prin Duhul Sufletului pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Și în condițiile acestea, rătăcindu-se, își pierde echilibrul. Vă aduceți aminte în episod, în penultimul episod, când am vorbit despre ceea ce înseamnă viața, care este un echilibru aproape imposibil, numai Dumnezeu poate să realizeze în omul respectiv, în conștiința lui. Fiindcă altfel este un hău fără fund, infinit, o genune, ca la facerea, ca în primele fraze ale Genezei. Și atunci, în condițiile acestea, bineînțeles, că suntem foarte îndreptățiți să vorbim despre folosirea imaginației în sens pozitiv. Auzim pe mulți psihologi care spun: gândește pozitiv. Nu te gândi la tot felul de lucruri care sunt negative. Gândește pozitiv, fii optimist și vei trece peste greutăți. Facem psihoterapie în cazul în care este nevoie, bineînțeles. Dar suntem în situația aceasta din cauza că n-avem acest obicei, această tendință de a contempla pe Dumnezeu, care este existența în sine, de a avea reazem, de a ne sprijini pe puterea Lui și avea reazem în Dumnezeu. Într-o Hristos, Iisus, prin care toate s-au făcut și care ne poartă de grijă întotdeauna, cu condiție să fim atenți la El.
Adică să avem, să păstrăm legătura cu El. El o păstrează tot timpul cu noi. Noi însă, doar din când în când, având sincope, care se justifică într-un fel, perdant, bineînțeles, prin necesități biologice. Avem nevoie să ne simțim bine în pielea noastră, de împiedițați. Înțelegem metafora respectivă. Căci omul a rămas așa, în pielea aceasta, când a căzut în păcatul neascultării. Atunci a văzut că este gol, adică pielea respectivă, și s-a rușinat și și-a astupat, mă rog, și-a ocrotit, și-a acoperit cu frunze de smochin și așa mai departe. Știți acest amănunt din, tot din Geneză. Căderea din rai, izgonirea din rai a lui Adam și a Evei. Așa că, stimați și iubiți ascultători, imaginația este această forță a sufletului, nu este a minții, prin care mintea este dirijată înspre bine sau rău. Iată ce spune Sfântul Apostol Petru în continuare. Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin. Și de vreme ce sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă. Pentru ca și la descoperirea slavei sale, cu veselie să vă bucurați. Deci sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Blasfemia de ei, de voi e prea mărit. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau fur sau făcător de rele sau ca iscoditor, adică turnător. Dar dacă suferă pentru că e creștin, să nu se rușineze, ci într-un numele acesta să-l preamărească pe Dumnezeu, căci vremea este ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe de la noi, care va fi sfârșitul celor ce nu se supun Evangheliei lui Dumnezeu? Și dacă dreptul abia se mântuiește, necredinciosul și păcătosul, unde se vor arăta? Așa încât cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, lui, credinciosului Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele într-o săvârșire a binelui. Aici este ceea ce noi am explicat despre imaginație. Repetăm, așa încât cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, lui, credinciosului Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele într-o săvârșire a binelui. Fiindcă mai avem 2 minute, un caz relatat în, cred că, formula AS, într-un ziar. Mai au ei asemenea exemple pe care le dau. Vindecări miraculoase. Persoana respectivă avea o tumoră la nivelul unui organ intern. Și, nemai având altă șansă, după ce a încercat tot felul de remedii, s-a întors la post și rugăciune. Că nu mai avea ce pierde. Și când se ruga, se ruga imaginându-și organul respectiv pe care l-a studiat, tot a studiat să vadă ce posibilități are să se vindece, se ruga și își imagina organul acela în mintea Doamne, astea că era o femeie, își imagina în timpul rugăciunii cum acela arăta ca în, mă rog, site-ul pe care l-a urmărit pe internet de anatomie și fiziologie pentru a vedea cum trebuie să arate organul respectiv. Ei bine, după un anumit timp,
a început să se simtă mai bine și, în sfârșit, s-a vindecat. Și a spus clar, forța rugăciunii, puterea rugăciunii, da, dar această putere a rugăciunii constă în contemplarea Duhului Sfânt, adică a lui Dumnezeu. Aceasta a fost emisiunea, sperăm că v-a fost de folos. Să încercăm să folosim aceste capacități ale ființei umane, care derivă din chipul lui Dumnezeu pe care îl purtăm cu toții, pentru care suntem alcătuiți, și să-l folosim, să ne folosim aceste capacități pentru a ne mântui. Bogdan Nicolae Matescu vă dorește o săptămână binecuvântată. Nu uitați, se apropie cu pași mari înălțarea Domnului. Hristos a înviat!